Ne întâlnim după o reprezentație cu Folia Shakespeare & Co. Ești deja la al treilea spectacol cu Gigi Căciuleanu, după Ui Bada și Dale Noastre. Cum sunt întâlnirile cu Gigi Căciuleanu? Cum s-a născut această colaborare? Ca un lucru foarte normal și obișnuit, am fost la o audiție. Am fost la o audiție cu o colegă de-a mea care mă luase într-un examen de-al ei de coreografie. Eu eram în anul 2 de facultate atunci, ea era în anul 1 de facultate, Razmina, cu care și lucrez aici foarte mult și cu care am avut duete de dragoste atât în Ui Bada cât și în Folia. Și ea m-a rugat foarte mult pentru că auzise de casting, de audiția pe care o face Gigi, să o ajut. Aveam un duet amândoi. Și m-am dus să o ajut, bineînțeles, dar eu am spus că nu mă interesează, că nu vreau să fac că vreau să fac actorie, că sunt actor și mă ocup de altceva, dar sunt aici ca să o ajut pe colega mea. Și întâmplarea a făcut ca Gigi să fie un om care la audiții este extrem de special, n-am mai întâlnit așa ceva niciodată și el la audiții se arată mai întâi el pe el și după aia este foarte interesat să te arăți tu. Adică îți creează ție un confort foarte mare ca să te poți dezvălui și să poți deveni creativ în preajma lui. Și partea bună este că am început audiția lui Gigi cu un curs. Adică el a început să ni se prezinte nouă. Și dezvăluindu-ni se, am descoperit niște concepte despre care n-auzisem și am fost cu totul furat și vrăjit atunci, în momentul respectiv. Gigi îmi vorbea despre sinceritatea mișcării, ceea ce mie mi se părea ceva, adică sinceritatea mișcării, l-am întrebat, dar ce înseamnă asta? De unde până unde? Și el îmi zice, Larry, sinceritatea mișcării este atunci când tu nu te gândești neapărat la o mișcare când o faci. Cu totuși, ea se întâmplă. Mi-a explicat că atunci când e nevoie să sari peste o baltă, tu îți întinzi piciorul și corpul tău lucrează în a rezolva problema respectivă și pur și simplu o sari. Nu te gândești cum o sari, cum o vei sări. Adică tu deja te-ai proiectat pe tine de capătul celălalt al bălții respective. Sau, de exemplu, atunci când strănuți, nu te gândești nicio clipă la ce mișcare face corpul tău. Atunci mișcările sunt cele mai sincere. Și așa am fost cucerit. Mai mult decât atât, el îmi explica că noi cu corpurile desenăm. Și că pentru a putea desena, mai întâi coala trebuie să fie albă. Și mi-a vorbit despre un punct zero din care trebuie să pleci ca să poți să ai ce desena. Și a fost foarte ușor să mă vrăjească cu lucrurile astea, să mă fure. Și la 2 săptămâni după audiție, deși scopul meu nu era să fac parte din compania lui, am fost sunat și întrebat dacă vreau să fac parte din compania de dans Gigi Căciuleanu. Pentru ca mai apoi, la repetițiile de la Ui Bada, să aflu că, dat fiind că avea să lucreze cu un actor, citise Stanislavski, munca actorului cu sine însuși, în rusă, și cumva cu mine lucra separat, adică cu mine lucra după alte criterii decât criteriile cu care lucra cu dansatorii. Joci în foarte multe spectacole, în Nu sunt afară atât de de multe. multe, sunt Nu, nu, destule. nu sunt atât de multe. Aici țin să te corectez pentru că spectacolele pe care le joc eu nu sunt neapărat multe. Sunt spectacole care se joacă pe o durată mare. Adică sunt spectacole cu viață lungă. Am Da. spectacole care se joacă din 2008. Ui Bada, care este primul spectacol pe care l-am făcut într-un teatru de stat, la teatru de comedie, cu Gigi Căciuleanu, se joacă din 2007. Da. Dinainte să termini facultatea, Dinainte să bineînțeles. termin facultatea, din anul 2 de Da. facultate. Ca atare, sunt spectacole, după părerea mea, puține pentru perioada de teatru pe care o am eu, dar sunt spectacole care s-au jucat foarte mult. Și asta pe mine mă încântă foarte tare, pentru că nu țin să am multe spectacole. Țin să fac lucruri care să-mi facă plăcere. Întrebarea mea ar fi fost alta. Ia. Cât de greu este să treci la un spectacol la altul? Fiindcă ai aproape, nu știu, ai câte 3 zile spectacole în Da. fiecare zi. Cum Da. reușești să treci dintr-un rol într-altul? Pur și simplu înveți să te concentrezi. Adică primul lucru pe care îl faci, primul lucru pe care l-am făcut lucrând foarte mult încă din 2008 cu doamna Miriam Răducanu, este că am învățat să mă adun. Și eu când sunt acum cu tine la interviul ăsta, sunt cu tine la interviul ăsta, nu mai sunt prin alte părți. Adică mă gândesc la lucrurile pe care mi le spui, mă uit la tine, vorbesc cu tine și mă interesează să lucrăm împreună. Așa mi se întâmplă la fiecare spectacol. Mă concentrez și am învățat să fac asta, să mă adun. Că tot ai amintit de Miriam Răducanu. Ce înseamnă școala, în ghilimele, pe care ți-a oferit-o Miriam Răducanu? Dar Te nu, e chiar ajută... școală, e fără ghilimele. Da. Te ajută E această școală. școală și în spectacole de teatru clasic, cum Foarte este, spre mult. exemplu, Omul care a văzut moartea. Foarte mult.
Da, nu, dar nu te poți desprinde, pentru că ce fac cu doamna Miriam, ce am învățat de la dumneai, sunt niște rigori, niște legi, pe care, pentru că dumneai nu mi impune să fac așa. Dumneai mă ajută să înțeleg cum îmi e mie mai bine, să mă pot concentra și să fac față, de exemplu, situații despre care vorbeai mai devreme, cu mai multe spectacole într-o perioadă scurtă de timp. Și cumva, ce am făcut cu dumneai în toată perioada asta, este practic un proces de a căuta și de a găsi feluri în care eu funcționez. Doamna Miriam nu are rețete, nu zice trebuie să faci așa. Doamna Miriam te ajută să descoperi. Asta e frumusețe. Crezi că există roluri mari și roluri mici în ceea ce privește influența pe care o au asupra ta? Da. Eu am avut norocul să joc, nu știu cum s-a întâmplat asta. Eu cu noroc, pur și simplu. Am avut noroc să fiu cel care trage după el în spectacole, adică spectacolul. Da. Și asta îmi face foarte mult bine. Pe mine îmi face bine. Totodată știu să joc și roluri mici. Și nu refuz asta. De exemplu, la Bulandra joc în Pescărușul Medvedenco, un rol de care sunt îndrăgostit și care îmi face mult bine. Dar până acum am avut șansa de a juca roluri care să declanșeze, care să genereze acțiunea. Eu sunt așa. Eu sunt un om care generează. Adică nu-mi place să aștept să mi se întâmple. Îmi place să merg în întâmpinarea lucrurilor. Că vorbești de noroc. Ai reușit să prinzi un post la Teatru Național într-o perioadă în care nu se prea fac angajări. E, acum, asta nu știu. Da, e și noroc pe undeva. Dar știi care e norocul? Norocul este că am întâlnit niște oameni. Întâlnirile mele sunt norocul meu de până acum. Pentru că dacă nu exista Gigi Căciuleanu care să aibă încredere să-mi dea un rol, cum i-a dat în Dale Noastre să joc Cațavencu, cum i-a dat în Dale Noastre să joc Ion, care să pună niște reflectoare pe mine și care să aibă încredere că mă pot dezvolta într-o idee atât de bine gândită de el de dinainte, da. Nu cred că aș fi fost astăzi angajat la Teatrul Național. Și cumva eu cred că norocul meu sunt întâlnirile mele. Întâlnirea cu el, cu doamna Miriam, cu Horațiu Mălele, cu domnul Ion Caramitru, cu doamna Cătălina Buzoianu și așa mai departe, Ion Lucian. Sunt niște oameni care nu te lasă indiferent atunci când te întâlnești cu ei. Că ai amintit de norocul ăsta și cum s-a întâmplat el. În egală măsură te-ai bucurat de mult succes, dar ai și contrariat, da. Și ai fost și respins, da. De o amintire de specialitate. Ne amintim spectacolul de la Green Awards. Te-a descalificat la Gala Hop din pricina duratei recitalului, da. Și ți-a adus un marele premiu la Gala Sar de la Bacău. Exact. Poezia Visului s-a bucurat de cronici extraordinare, ai fost propus pentru un premiu special la Gala Uniter, da. Dar propunerea selecționării n-a fost acceptată. Da. Tot la Uniter ai fost nominalizat pentru Cațavencu din Dale Noastre, exact. După care juriul a spus că nu este un rol care să cadreze cu premiile. Da. Pentru un început de carieră ai avut cam multe hopuri. Cum percepi această situație? Este și asta o formă de promovare pentru tine sau pur și simplu tu ignori aceste situații? Nu, nici nu ignor, nici nu folosesc lucrul acesta ca o formă de promovare. Nu mi-am propus niciodată premiu. M-a interesat foarte tare procesul. Foarte tare procesul. Așa mi se întâmplă că la Gala Tânărului Actor, când am făcut ce am făcut, mi-a părut foarte rău, am realizat târziu, dar m-a ajutat foarte mult într-un proces de maturizare a mea. Adică m-a ajutat foarte mult să am învățat în urma experienței respective. Eram un pic mânios, pentru că îmi doream foarte mult ca oamenii de specialitate să vină în spațiile independente și să vadă un spectacol pe care l-am lucrat și la care țineam foarte mult și mi-era foarte greu să-i aduc, pentru că e greu să aduci oamenii în spațiile independente, oamenii de teatru. Încă luptăm cei care facem și teatru independent și teatru în instituțiile de stat, cu prejudecata oamenilor de teatru de a veni să vadă, de a încuraja fenomenul ăsta. Deși teatru independent este o chestie, nu e o formulă fericită, mai degrabă teatru particular, l-aș numi eu. Și ca atare a fost așa, eram copil, eram mic și m-am grăbit să arăt un lucru în care credeam. Acum, dacă aș relua lucrul ăsta, n-aș mai face-o. Dar am învățat, mă ajută mult. Mi-a fost foarte greu, mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Mai apoi
Mai apoi la Gala Star lucrurile s-au compensat și mi-a prins foarte bine, deși nu mi-am propus, dar e important pentru că atunci când mergi într-un festival de tip concurs, energiile care se adună și pe care le ai sunt cu totul diferite de energiile pe care le ai atunci când mergi la un spectacol. Și tu la un spectacol obișnuit cu public obișnuit, pentru că și tu ca tânăr ai nevoie de tot felul de situații, să vezi cum faci față, să vezi pe cum calci pe pământ, ce se întâmplă cu inima ta, cum ți-o stăpânești. Adică ai nevoie de lucrurile astea. Deși nu cred în asta, nu cred în concurs pentru profesia asta. Adică nu cred în concurs în ceea ce privește teatru. Adică nu mă poți compara pe mine cu cineva sau pe cineva cu mine. Adică nu înțeleg cum face asta. Orice om care ar face același rol pe care îl fac eu, îl va face diferit de mine. Și nu numai prost, ci diferit. Atât, punct. Așa că eu nu cred în lucrurile de tip concurs, dar știu ce înseamnă ca experiență, ca dezvoltare. A ta. În ceea ce privește controversa, niciodată nu mi-am propus să folosesc asta ca un criteriu de promovare. Este o întâmplare. Tu ai făcut deja și teatru, ai făcut și film. Ce îți place mai mult? Da. Din păcate, film am făcut foarte puțin și asta regret foarte mult. Mi-ar plăcea enorm să pot să am șansa să joc în mai multe filme. Din păcate, nici nu aflu de casting-uri, de audiții. Să știți că drumul meu de până acum este un drum foarte cinstit. Adică, realmente, am fost scurt, la audiții. Totuși. Adică, și foarte scurt și cinstit. Adică am fost la audiții, nu am sărit pași, nu am sărit etape. Știu ce înseamnă să primești șuturi în fund, știu ce înseamnă să ai și o urmă de succes. Adică înțeleg foarte bine lucrurile astea. Ca atare, nu aud de audițiile de la filmele, din lumea filmului. Mă refer la filmele de artă care se fac în România, la filmele care contează cumva. Nu mă refer la serialele de la televiziune. Dacă ar fi să ai de ales între a merge la un casting pentru teatru și un casting pentru film. Am ales, nu m-am dus. M-am dus la un casting pentru teatru. Întotdeauna? Da, am ales deja. Ce te-a făcut să alegi teatru, să mergi, să vii în lumea teatrului? Să te duci la o facultate să faci teatru? Sincer? Sincer. Cred că i-am răspuns și Andrei odată, Andrei Bărsan. Succesul pe care l-am avut în perioada liceului la fete. Asta, atât de simplu a fost. Dar mai apoi am fost foarte hotărât, adică am știut că dacă fac lucrul ăsta, în direcția asta trebuie să-mi canalizez toate forțele și energiile. Și am avut surpriza să-mi și placă. Atunci când am înțeles cu ce se mănâncă această profesie, atunci când am intrat puțin în bucătărie și am dat de gustul acestei profesii, a început să-mi placă. Și acum simt că nu mai pot fără. Care au fost idolii tăi? Profesorii tăi care ți-au... Nu știu, idolii așa foarte, mă sperie. Profesorii care te-au... Profesorii mei de la facultate au fost doamna Adriana Popovici, Liviu Lucaci, Marius Gâlea. Asta în facultate. Iar profesorii mei spirituali, cumva oamenii care m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt, sunt Gigi Căciuleanu, Miriam Răducanu, care mi-au oferit foarte multe șanse. Ce pregătești în continuare? Pregătesc un spectacol la Teatrul Național. Ce bine că mai intru. Pregătesc un spectacol la Teatrul Național. Nu știu dacă am voie să vorbesc despre el, dar de ce nu? Se numește Dumnezeu se îmbracă de la second hand. Și am un rol foarte frumos. Este un text scris recent și despre care o să auziți din toamnă, cu siguranță. Mai lucrez într-un spațiu independent la ceva, despre care nu vreau să vorbesc. Tot din toamnă, sigur, o să-l vedeți. Și am foarte multe festivaluri la care urmează să merg în vara asta. Și mi-ar plăcea să am șansa să fac și un film. Cât de curând? Anul ăsta. Este un rol pe care ai vrea să-l joci, să-l primești? Nu este niciun rol pe care mi-l doresc în mod special. Sunt niște întâlniri pe care nu le-am avut și pe care o să le am cât de curând. Și pe care mi le doresc. Mi-aș dori foarte mult să joc în regia lui Alexandru Dabija. Mi-aș dori mult să joc în regia lui Silviu Purcărete. Mi-aș dori să joc în regia lui Victor Ioan Frunză. Sunt câțiva oameni în regia cărora aș vrea să joc. Tot timpul am pus întâlnirea mai presus decât un rol. Nu m-a interesat un rol niciodată în mod special. Dar mi se pare interesant pentru dezvoltarea mea întâlnirea cu o persoană specială care lucrează într-un fel și care mă poate ajuta pe mine să evoluez. Mi-ai spus mai devreme că urmează, pregătești niște spectacole. Da. Vacanță? Vacanță, nu știu. Da, o să merg probabil puțin la părinții mei.
O să merg, eu sunt din Craiova de Pământ și probabil că o să stau 2 săptămâni în vara asta acolo. Cred că va fi suficient. Nu știu, că eu și în vacanță lucrez. Adică e o meserie pe care o iei cu tine peste tot. Când mai stai puțin, mă mai trezesc, mă mai aud spunând poezii. Mă mai aud repetând un text dintr-un spectacol pe care l-am. Adică așa mi se întâmplă. Când merg cu tramvaiul, când, dacă n-ascult muzică, asta mă trezesc făcând. Bun, atunci îți mulțumesc foarte și mult. Și eu îți mulțumesc. Și îți urez succes în continuare. Sper să ne vedem cât de curând. Așa, cât de curând. Următorul spectacol. Da, la următorul premieră. Îți mulțumesc mult, Dani.